Știința Bacău își continuă parcursul în Cupa Challenge la volei feminin. Studentele au acces în optimile de finală ale competiției după o dublă victorie cu scorul de 3-0 contra formației franceze Evreux. Știința rămâne astfel singura formație care continuă să țină steagul sus în actuala ediție a Cupelor Europene la volei. Voleibalistele Științei Bacău s-au calificat în optimile de finală ale Cupei Challenge, acolo unde cel mai probabil vor întâlni formația azeră Iktisatki Baku. În 16.000 competiții, studentele au trecut de franțuzoaicele de la Evreux cu o dublă victorie cu scorul de 3-0. Spre deosebire de jocul tur, disputat pe teren propriu în urmă cu o săptămână, returul de miercuri seară din Franța s-a dovedit mult mai solicitant. A fost o partidă disputată, adversarele având o evoluție bună în primele două seturi. La fel de adevărat este însă că și noi am făcut un meci pe măsura pretențiilor. Ne bucurăm pentru calificare, însă este clar că misiunea noastră în faza următoare se anunță dificilă, mai ales că vom disputa returul tot în deplasare, a declarat Florin Grapă, antrenorul Științei Bacău. Primul set al meciului retur de la Evreux a avut un rol de prim plan în condițiile în care gazdele au condus cu 22-21. Știința a știut însă cum să revină în joc și pe tabelă, impunându-se cu 25-23. Împinsă de la spate de public, dar și de arbitri, formația franceză a forțat și în actul secund, dar plusul de valoare și de maturitate al băcăuancelor a făcut diferența. Elevele lui Florin Grapă au câștigat cu 25-21 înainte de a face instrucție cu Evreux în ultimul set, pe care l-au încheiat cu un avantaj de 11 puncte. Știința rămâne astfel singura echipă de volei din România care își continuă parcursul european în această stagiune competițională.